Salut! Eu sunt Alex. Astăzi ne aflăm la cabinet veterinar Păuleș-Ved din Prahova. Iar cu ajutorul donației făcută în scop educativ a domnului Ghiță, o să vă învățăm cum să recoltați corect proba de trichină ca să aveți niște sărbători fericite și sănătoase în căminele dumneavoastră. Acum, proba de trașat, de măcelărit, diferă de la om la om, de la regiune la regiune, dar majoritatea scoateți ficatul cu plămânul de-a întregul. Iar dacă o să luați ficatul cu plămânul în mână și mergeți de la plămân spre ficat, intim lipit de ficat, o să găsiți doi mușchiuleți în V. Aceștia se numesc mușchii pilieri. Aici este proba cea mai relevantă pentru examinarea trichinei. Aici apare și în cazul în care avem și cel mai mic dubiu de trichină. Nu veniți fără ei la cabinet. Vă dorim niște sărbători fericite în căminile dumneavoastră.